În comuna Ghercești au fost inundate 10 gospodării, grădinile sunt compromise, iar pompierii fac tot ce e posibil să evacueze apa din curțile și beciurile oamenilor pentru a nu pătrunde și în case. La 7, un sfert de oră cu gata, până aici a venit. Vaca au dusără în porci, dusără undea la fiume. Și calul e băgat în graj. Tot ce am avut, via, porumbii, tot ce am avut noi aici, așa, mazări, cartofi, tot, nu mai e nimic, nu mai avem nimic, totul e sub tapă. Oamenii spun că vinovați de ceea ce li se întâmplă acum sunt câțiva vecini care nu au permis accesul utilajelor pe terenurile lor atunci când s-au făcut lucrări de îndiguire a pârâului Teslui. 3 persoane s-au opus aici ca să nu dea drumul să treacă, să facă digul și din cauza lor ne inundă pe noi. În grădină la noi, în partea la altă, n-au vrut ca să taie și ei drept, n-au vrut. De cât pământ era vorba de n-au vrut? Câțiva metri de pământ? Păi nu știu, câțiva de aici până în drum, atâta să facă un Teslui ca lumea. În Dolj, cele mai multe probleme au fost cauzate de pâraie care s-au revărsat în urma precipitațiilor abundente. Am avut 30 de gospodării inundate și o bucătărie de vară în satul Câmpeni din comuna Pielești. Am mai avut o casă inundată în localitatea Teslui. Iar spre dimineață, spre ora 4:30-5, ne aflăm în această zonă. Este vorba de pârâul Teslui, care a crescut foarte tare în urma ploilor abundente din colectările de pe versanți. Și pe Jiu, cotele sunt în creștere, iar lucrătorii de la ape au început să ridice diguri din saci de nisip în zonele amenințate de revărsări.